Salutare tuturor! Suntem la Istoria Propagandei, frumoasă zi de 17 august. Am câteva ziare și, atenție, Instagram-ul anilor 70, o să-l vedeți în premieră azi. Nimeni n-a mai văzut cum arăta Instagram în anii 70, mai ales că Instagram nu exista. Începem cu ziarele. Avem un ziar local de după 90, Cheia Succesului, despre un subiect pe care eu îl consider valoros în perioada asta. Încă puteai fi acuzat de trădare dacă vindeai informații strategice pentru economia națională. Acum, din ce știu eu, infracțiunea de trădare nu mai există. Din păcate, mai ales că acum trădarea e sport național. Avem ziarul Sportul din 17 august 85, cu un titlu excepțional aici, cu tineretul studios. Deci, credeam că nu o să mai am niciodată expresia asta, uite că am auzit-o din nou. Nu era vorba de un ziar de sport, era vorba de un ziar de propagandă sportivă în care semnau multe nume nobile ale presei de azi, pe care dacă îi întrebi, n-au subt-o niciodată unui politician. Au subt-o din plin. Mai avem ziarul Zor de Zi, din 17 august 79, un ziar al PCR Suceava. Și cel interesat pe suceveanu de rând decât faptul că domnul Ceaușescu a fost în vizită în Siria și că... din cronica Marii Întregeri Socialiste. Uite, la Salina Cacica s-a realizat producție marfă suplimentară de 2 milioane de lei. Și colectivul secției de mobilă de la CPI Suceava a depășit planul cu 380.000 de lei valută, adică făcea export. Lucru cu adevărat mișto de azi este ăsta, care este Instagram-ul anilor 70. Adică dacă trimiteai un copil la mare și la munte și pe urmă îl puneai să-ți arate ce a pus pe Instagram, ți arăta asta. E un bloc de desen din anii 70. O să-l desfac și o să vă arăt câteva picturi de mare excepție, care sunt aici, de o noblețe deosebită. Aici avem desen din imaginație, povestirea Harapalp. Asta văzuse pe Facebook omul și a dat share vizual, ca să zic așa. Aici avem un desen neterminat, nu e important. Alt desen din imaginație după Harapalp, precum vedeți, fie aici data, 73, da? Dar acum că vorbeam de ce ar fi pus pe Instagram de la mare. Uite ce ar fi pus pe Instagram. Ăsta era litoralul românesc în viziunea unui copilaș care fusese la mare. Mie mi se par super. Pictura naivă m-a atins întotdeauna. Îmi place foarte mult. Îmi plac oamenii ăștia roșii de pe plajă. Îmi place vaporașul ăla mic din larg. Îmi plac hotelurile. Îmi plac norii. Uitați-vă ce frumos a făcut norii. Foarte tare. Desenul pe natură, că pe vremea aia în natură nu ți-era teamă, că face copilul căpușe. Ia uite, aleargă și transpiră. Ia uite, s-a murdărit pe pantofa, Adidas și aia bun. De ce l-ați scos în natură, doamna? Mă rog, imbecilitățile vremurilor noastre. Copilul era nu numai scos în natură, ci și îndemnat să facă ceva după ce este acolo. Stai că mai am desene, doar că spuse na, să nu le manevrez ca un dobitoc. Au rezistat 50 de ani. Sper să mai reziste până își vor găsi un nou stăpân. Ca toate celelalte lucruri și astăzi pe colecționarul.ro există colecționari de artă naivă și de picturi, mai ales cele legate de propagandă și sunt. Uite asta, de exemplu, e neterminat. Este muncă pe șantier. Dar știu oameni care cumpără așa ceva și le termină. Adică le colorează, le pictează. Aici avem o stațiune montană. Ia uite câte săniuțe. Hotelul sus în deal. Se vede, nu? Să vă mai arăt și unul pictat. Camera mea se numește acest tablou. Bă, nu mi se pare că avea o cameră nasoală, dacă e să mă întreb pe mine. Asta este foarte tare din nou. Se numește Răscoala de la 1907. Deci îl vedeți pe ăsta care îl strânge de gât, pe domnul. Tunurile, da, rebelii. Era o formă de istorie. Adică poți să-i predai unui copil Răscoala de la 1907 ca un dobitoc din ziua de azi, să-i spui să țină minte data, ziua exact când a început, dacă era marți, lista de revendicări, adică niște tâmpenii scolastice, când poți să-i spui că țăranii erau rupți de foame, rupți de foame, că împărțirea recoltei nu ținea cont de nevoile lor,
că răscoala a fost generată de un anumit comportament al unui anumit tip de antreprenori agricol dintr-o anumită etnie și de aia a căpătat o culoare politică foarte repede și că a fost decimată, deci răscoala a fost distrusă de un înalt oficial al statului român ulterior, adică și-a dobândit o glorie nemeritată, după părerea mea. Zic și eu la numeral Antonescu, poate vă spune ceva. Ideea că istoria predată, schițat, le era foame, pac, pac, fă-și tu un desen, cum îți imaginezi, mult mai valoros. Cred că chiar rămânea ceva. Concursul de săniuță cu tezătorii și tot așa. Sunt aproape 100 de picturi în mapa asta, în Instagram-ul ăsta, care mi se pare foarte drăguț. Și dacă aveți așa ceva prin casă pe la părinți, vă rog, uitați-vă că s-ar putea să vă distrați foarte bine admirându-le și de ce nu, eu să știți că am păstrat câteva de astea și le păstrez în scopul rămării. Mi se pare că ar fi o expoziție chiar mișto de artă comunistă, proletcultistă a copiilor. Da, mă rog, asta e altă poveste. Noi ne vedem mâine, alt episod de istoria propagandei și nu uitați că până pe 30 august, dacă treceți prin centrul Ploieștiului, vedeți o expoziție de reclame vechi, multe reclame, vreo 150 pe niște panouri. Și dacă vă faceți o poză acolo, puteți câștiga un voucher de 1000 de lei pe site-ul ăsta, pe colecționarul.ro. La revedere!